Salutare, prieteni! Numele meu este Marius, iar astăzi o să recoltăm ardeiul gogoșar Traian și capia Napoca F1 afară, de la cei de la hectar. Eu am mai trecut o dată prin el, adică asta e a doua recoltare mai serioasă. Dacă stau bine să mă gândesc, am trecut chiar de 3 ori prin el, dar prima oară, sincer să vă zic, era puțin pișcat de soare pentru că am avut temperaturi foarte mari la început, așa că a trebuit să-l aleg pe acela. Nu a fost foarte mult, decât vreo 2 baxuri de banane, maxim. Iar la prima recoltare nu v-am mai arătat, pentru că nu mă așteptam când am venit aici să fie atât de mult roșu și nu știu dacă știți mulți dintre voi, ardeiul este foarte migălos la recoltat și nu am avut timp efectiv să și filmez, să și recoltez, pentru că nu suntem chiar atât de multe persoane. Așa că astăzi o să vă arăt, după cum vedeți în spatele meu, a crescut și iarba destul de mult pentru că acum câteva zile au venit ploi destul de multe și eventual a plecat și iarba. Bun, acum haideți să vi-l arăt și mai vorbim totodată. După cum știți, am decât 3 rânduri de gogoșar, 3 rânduri și un pic. Și data trecută am rupt, dar nu am rupt așa foarte mult, dar văd că astăzi avem. Eu zic că hai să rup și unul. Frumos. Deci în care apă pe el, văd că am venit destul de devreme. Deci cam așa arată. Deja o să începem. O să-l culegem în niște boluri mai mari și o să-l cărăm și o să-l pun direct în alveole pentru că o să-mi fie mult mai ușor de sortat înainte de a-l pregăti pentru piață. Acum să vi-l arăt și ardeiul capia Napoca F1, care este puțin mai mic față de data trecută, dar găsim și astăzi. Avem și mai mare și mai mic. Iar trebuie să umblăm cu grijă, pentru că dacă nu umblu cu grijă când îl rupem, putem să riscăm să îi pierzi pe celelalte care o să mai arme. La fel, și mai mare și mai mic, sincer să vă zic, este potrivit, adică nu este nici mare, nu este nimic, nici mic. A început să-l culce și cred că o să trebuiască să-mi mai dau un rând de ațe. Suntem dacă noi 3 la recoltat acum. Cum v-am spus, trebuie să umblu cu grijă cu el, pentru că tratamente nu le-am mai aplicat în această perioadă, decât după ce l-am recoltat, bineînțeles. L-am aplicat pentru că la ardei îl las câteva zile, adică nu trec pe fiecare zi prin el. Și am schimbat. O săptămână am aplicat pentru trips și o săptămână pentru un acaricid. Și cam astea a fost, adică le-am combinat cu un fungicid, fie el Xidelitol, fie el un cupru și așa mai departe. Deci cam astea a fost, cred că la fel am să fac și acum. Și probabil că în următoarele zile o să vin să dau și cu motosapa. Mă grăbesc pentru că o să-i dau drumul, pentru că o să-mi ia ceva timp la recoltat. Estimez că o să recoltez undeva la 50 de baxuri. Dar
Acum să văd. Prețul de o săptămână a început să scadă, pentru că au început să iasă foarte mulți cu ardei capia. Inițial era 8 lei, 9 lei, iar acum a scăzut undeva la, de la 3 lei la 5 lei maxim. Cel frumos. Dar asta este. Cam așa arată ardeiul până acum. Am aici o porțiune, nu știu dacă se vede. Aici o zonă unde este puțin mai mic. Dar nu am avut ce să fac. Efectiv, cum l-am tratat pe tot, așa l-am tratat și pe zona aceea, dar probabil că este de la pământ. Bun, cam ăsta este ardeiul. Haideți să vedem cam cât iese din 5.000 de plante. Așa că să trecem la treabă. Gata cu prima tură de recoltat. Zic prima tură pentru că am cules 7 rânduri, primele 7 rânduri de capia la Poca F1, după care ne-am mutat pe celelalte 6 rânduri, aproape 7 de gogoșar, pentru că este deja ora 12:30 și a început deja să se pună căldura și ne-am mutat aici fiind mai la umbră. L-am terminat și pe acesta, iar pe seară am să vin să termin, mai am încă în jur de 7 rânduri de capia. Acum haideți să vă aduc și mai aproape să vedem cam cât am recoltat. Deci din 7 rânduri de capia am cules 1, 2, 3 și cu 3, 6 ori 2, 12, 14, 15. Iar de cel gogoșar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cutii. Deci, avem în total 15 și cu 7, 22. Și eu zic că mai culegem cam încă atâtea de seară, că este un pic mai bun. Eu o să mă opresc aici cu filmarea pentru că altceva nu am ce să fac și plus că o să vin mai pe seară, o să se însereze și nu o să mai am timp. Deci din 5.000 de fire de ardei, undeva la 40 de baxuri, mai mult ca sigur. Eu estimam la început undeva la 50, dar se pare că m-am înșelat. La 40 de baxuri vine undeva la 500 de kg după estimele mele și mai mult ca sigur cam atât o să fac. Ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut și v-a fost de folos. Dacă v-a fost de folos, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte mult. Mă găsiți pe Facebook și pe Instagram, unde răspund acolo și postez zilnic câte un story, câte o postare și așa mai departe, când nu pun pe YouTube. Mă găsiți și pe TikTok mai nou, unde fac și acolo videoclipuri. Aveți link-urile în descriere la videoclip.
Totodată, în descrierea clipului găsiți și link-uri de unde puteți să comandați semintele de gogoșar și de ardei capia pe viitor. Așa că până data viitoare, vă salut cu respect!